Toată inima să spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Niciodată în istoria omenirii n-a existat atâta cunoștință și implicit n-au existat atât de mulți învățători. Există, de exemplu, profesorul doctor, spuneți cum vreți, Google, care ne învață pe toți. Aproape că nici nu mai trebuie să știi unde stai. Nu mai ai nevoie să știi unde stai. Și nici nu trebuie să te gândești unde ți-e locuința, numai să ai pe telefon acasă. Și apeși tu acasă. Pleci acasă. Auzi, în America, în Africa, peste tot, oriunde mergi în lumea asta. Atât de mulți învățători n-au existat niciodată ca și până acum. Dar nici atât de mulți duși în eroare de învățători n-au existat niciodată până acum. Și Pavel specifică în această zi apostolul, în textul care l-am citit, eu v-am învățat, dar atenție, ce v-am învățat am primit de la Domnul. Am primit de la Domnul ce v-am învățat. Nu știam ce o să citim în dimineața asta, am lăsat la libertatea fratelui Pavel cumva, am spus că o să slujim împreună. Dacă spun că de sute de ori am citit la cina Domnului în cei aproximativ 30 de ani de slujire, ca și slujitor ordinat, nu cred că greșesc. În anul 1994 am fost ordinat ca și diacon și de atunci citesc mereu pasajul acesta. A fost o perioadă în viața mea de slujire când ani de zile aveam cina în fiecare duminică. Eram păstor în mai multe biserici și slujba cumva îmi impunea lucrul acesta. Dar cumva astăzi m-am frământat atât de mult citind aici. Am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și mă gândeam, frați și surori, să trag ca un semnal de alarmă pentru mine și pentru dumneavoastră. În primul rând, ceea ce primim sau ceea ce învățăm, să fim atenți ca să fie de la Domnul. Și ceea ce transmitem altora și avem pretenția că este de la Domnul, să fie cu adevărat de la Domnul. Există foarte mari pericole și am subliniat așa telegrafic două sau trei dintre ele să vi le amintesc. Știți, Pavel Apostolul este foarte atent. El când nu vorbește de la Domnul, auziți aminte, în contextul căsătoriei sau a fetelor care trebuie să sau se vor mărita, sau a familiei, are momente când spune acum vă poruncesc eu, nu Domnul. Nu se eschivează, nu le amestec. Nu lasă să se înțeleagă că Domnul a vorbit. Există un mare pericol pe care vreau să subliniez în primul rând, este acesta. Să inducem ideea în mintea celor care ne ascultă că ceea ce spunem ne-a spus Dumnezeu. Și noi suntem cumva un canal prin care vorbește Dumnezeu. Ar fi bine să lămurim foarte clar. Dacă vorbim despre Scriptură, să avem capacitatea să spunem, fraților, asta e înțelegerea mea din Scriptură, dar eu nu sunt persoana care neapărat le înțeleg cel mai bine. Pot fi alții care le înțeleg mai bine decât mine. Și nu neapărat am cea mai mare descoperire. Da, experiențele mele pot să vorbească, o gândire a mea poate să vorbească, o înțelegere a mea din Scripturi poate să vorbească,
Dar aceasta nu înseamnă că așa mi-a spus Dumnezeu să vă spun. Părerea personală indusă în a fi planul lui Dumnezeu sau mesajul lui Dumnezeu poate duce foarte mult în eroare. Ați auzit de prorocul Natan? Din Biblie, ați auzit? Cred că aveți o părere bună despre prorocul acesta, pentru că a fost cu adevărat un om al lui Dumnezeu și curaj. Și într-o zi, marele David, împăratul, după ce are liniște pe tronul lui și toate lucrurile sunt așezate, zice, am și o problemă, am și o frământare. Aș vrea să construiesc și o casă, că Domnul stă prin cortul și eu stau în case. Uite, după ce mi-am zidit de o casă asta frumoasă, ce-ar fi să fac și o casă lui Dumnezeu? Dar cu cine să mă consult? Putea să consulte cu generalii, nu? Putea să consulte cu constructorii, cu cei care au construit casa și au construit cetăți. Putea să consulte cu mulți experți din zona lui. Alege să se consulte cu prorocul Natan. Și citesc în 2 Samuel, capitolul 7. Iată, spune împăratul, așezându-și inima pe masă. Versetul 2. A zis prorocul lui Natan. Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru. Mereu când intru în casa asta, mă gândesc unde locuiește Dumnezeu. Unde e prezența lui Dumnezeu, unde e slava lui Dumnezeu. Și am o neliniște, am o frământare. Îs nemulțumit. Uite ce m-am gândit. M-am gândit să construiesc o casă. Domnul locuiește într-un cort. Și Natan îi spune împăratului, du-te și fă tot ce ai, dacă se oprea aici, era în regulă. Dar au zis ce continuă prorocul și spune, Domnul este cu tine. Și nu mă îndoiesc că noaptea aceea David nu a mai dormit, deja făcea schițe, făcea planuri, socotea cum e cu banii, cum e cu aia, cum e cu aur, cum e cu toate. Mai că Dumnezeu în aceeași noapte nu merge la Gat, prorocul lui David. Nu merge la un alt proroc care era în zonă, vine Domnul tocmai la Natan. Și spune, când te trezești mâine dimineață, du-te la David și spune-i. Se va construi o casă, dar nu o vei zidi tu. Pentru că tu nu ești potrivit pentru asta. Acum, ieri au vorbit, ieri s-au înțeles și a doua zi, imaginați-vă cum a venit Natan. Smerit, plioștit, cu inima aplecată, împărate, trebuie să spun ceva. Mi-a spus Domnul azi noapte că părerea care ți-am transmis-o ieri este eronată. Uite ce spune Dumnezeu. Se va construi o casă, dar nu ești tu potrivit pentru asta. Nu lăsați părerile personale, ideile dumneavoastră, nici măcar experiența dumneavoastră să inducă ideea că prin dumneavoastră a vorbit Domnul. Când vorbește Dumnezeu, dacă vorbește Dumnezeu, dacă spune Dumnezeu, să cânți o cântare, mi-a spus Domnul să cânt cântarea asta, mi-a spus Domnul să spun poezia asta, mi-a spus Domnul să spun mesajul acesta, mi-a spus Domnul să transmit visul acesta, profeția aceasta. Nu este părere personală. Când e părere personală, aveți puterea să o delimitați și să spuneți, asta este părerea mea, asta e experiența mea, asta e înțelegerea mea. Dincolo, Dumnezeu rămâne suveran. Slăviți să fie Domnul. Când transmitem mesaje care nu vin de la Domnul, în al doilea rând, s-ar putea să vrem să avem trecere și să plăcem oamenilor. Știți, oamenii în vremea aceasta, unii sunt atât de specializați, și nu intru în detalii, știu ce prinde la oameni. M-am dus undeva în America cu soția mea, o soră cu multe probleme a insistat la persoana care era cu noi, predicasem seara la biserică, era duminică seara și luni dimineața neapărat să mergem la dumneavoastră să-i facem o vizită. Am dus cu luminița, cu fratele, ne-am oprit pe acolo, pe acasă, ne-a spus din frământările ei,
Și am făcut o rugăciune pentru familie, pentru mama, așa, cum ne rugăm. Am plecat și după vreo 15 minute sună sora pe fratele care era cu noi. Și telefonul era pe speaker. Zice, nu a avut fratele nimic, adică eu, nimic din partea Domnului. Aș fi putut să spun ceva din partea Domnului. Dar nu că mi-a spus Domnul. Puteam să spun ceva de la... Sau, mă rog, de încurajare. De... M-a întrebat, ce, n-ai avut nimic din partea Domnului? N-am avut nimic. Pentru că uneori ca să avem trecere și să sune bine, că altfel nu mai funcționează, altfel nu le mai cheamă, altfel nu mai spunem ceva ca fiind din partea Domnului. Știți, doi împărați se pregăteau să meargă la luptă și sigur că în vremea aceea, cel puțin asta se mai lua în calcul, mai întrebau pe Domnul, cum și în ce condiții și în ce fel nu insist? Dar în contextul acela, unul împărați, capitolul 22, spune Biblia, Zedechia fiul lui Chenaha își făcuse niște coarne de fier și a zis, versetul 11, 1 Împărați, capitolul 22. Așa vorbește Domnul. Cu coarnele acestea vei bate pe sirieni până îi veni micii. Știți de ce a făcut asta? Că știa că împăratului îi place lucrul ăsta. Și ca să ai trecere, transmiți mesaje care plac, care sună bine. Ca fiind din partea Domnului. Sunea Iacov, capitolul 2, versetul 1, dacă bine mi-amintesc, frații mei, să nu ținem credința, dacă vreți, să nu transmitem mesaje ca fiind din partea Domnului, căutând la fața omului. Ăsta e un mare pericol. Mă duc într-o anumită biserică, știu că asta prinde, spun asta. La alții, auzi eu oameni care... Dom'le, ei normal sunt liberali, dar când sunt în zona X, sunt cei mai înguști. Și au Evanghelie cea mai îngustă și cea mai rigidă și cea mai. Da, prin trăirea lor, prin manifestarea lor, prin comportamentul lor și a familiilor lor, zice oameni, orientare liberală. Și cel mai mare pericol este că atunci când transmitem sau învățăm ca fiind din partea Domnului, inducem în eroare grupuri sau indivizi. Nu insist, doar vă amintesc prorocul acela din 1 Împărați, capitolul 13, când Domnul i-a spus ce să facă, cum să se întoarcă, cum să nu se oprească, și prorocul acela al bătrân l-a ajuns din urmă, 1 Împărați, capitolul 13, versetul 18, și el, cel bătrân, i-a zis, și eu sunt proroc ca tine, un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l la tine acasă, dă-i pâine și să bea apă. Puteți să priviți cum încheie versetul. Ce făcea? Îl ducea în eroare. Și el care transmitea mesajul știa că nu-i de la Domnul. Și el care transmitea mesajul era conștient că transmite un mesaj eronat, că îl duce în eroare. Dar el transmitea. Mă rog din toată inima pentru toți slujitorii de la Biserica Betania. Și nu numai. Fie predicatori, fie recitatori, fie cântăreți, fie proroci, fie văzători, să transmitem mesaje de la Domnul. Să învățăm pe alții ce primim de la Domnul. Când înveți pe alții ce primești de la Domnul, în primul rând ești încredințat sau trebuie să fii încredințat că ți-a vorbit Dumnezeu. Pavel spunea Corintenilor în capitolul 15 din prima scriere, la versetul 1, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o,
pe care ați rămas, dacă o țineți așa cum v-am propovit-o, nu este de obârșie omenească, nu-i de la mine. Evanghelia aceasta am primit-o prin descoperire din partea lui Dumnezeu. Și a continuat să spună galatenilor, dacă un înger din cer sau noi înșine venim cu alte evanghelie să nu-l primiți, de ce? Asta e de la Dumnezeu. Îs încredințat că ceea ce am spus, că ceea ce spun, este de la Dumnezeu. Mă rog ca să ne întărească Domnul. Și să ne încredințeze Dumnezeu, oameni buni, ceea ce transmitem, să transmitem din partea Lui. Pentru asta trebuie să auzim vocea Domnului, să avem o relație corectă cu Dumnezeu și să trăim după voia Lui. Doamne, ajută-ne! Apoi, în al doilea rând vreau să spun, mesajul care este din partea lui Dumnezeu este mesajul pe care Dumnezeu din cer veghează să se împlinească. Toate mesajele din Scripturi care au fost transmise de Dumnezeu au fost împlinite. Toate mesajele din viața mea personală pe care le-a transmis Dumnezeu, Domnul le-a împlinit. Le-a împlinit pe cele care nu m-am aliniat eu. Ele sunt condiționate. Și sunt unele pe care le-a spus Domnul, dar nu m-am ridicat la nivelul acela, condițiile nu le-am respectat și nu le-am plinit. Nu Domnul-i de vin. Sunt eu de vin. Dar tot ce spune Dumnezeu, El împlinește. Slăvit să fie El. Gândiți-vă, după 14 zile și 14 nopți, când nu se vede soarele, noi nu ne putem imagina. Suntem atât de protejați, avem atât de bune condiții. Nici măcar nu vă puteți imagina, nu ne putem imagina ce înseamnă asta. 14 zile și 14 nopți. Mirosea moarte, 276 de oameni nu mai mănâncă, nu mai zâmbesc, nu mai glumesc, nimeni probabil nu mai vorbește decât în șoaptă. Toți îngroziți de moarte, moarte! Și într-o dimineață se ridică un om al lui Dumnezeu. Se pune la mijloc între cei 276 și spune, am un mesaj pentru voi. Azi noapte a venit la mine un înger al Domnului. Mi s-a arătat și mi-a spus, nu te teme, Pavel, nu te teme. Dumnezeu vă va da biruință. Toți cei care sunt împreună cu tine vor rămâne în viață. Nu vor fi alte pierderi decât ale corăbiei, dar Dumnezeu vă salvează pe toți. Toți veți fi salvați. Și Pavel continuă și spune, liniștiți-vă, mâncați, liniștiți-vă, că am încredere că se va împlini așa cum mi s-a spus. S-a împlinit așa? Au scăpat 276 de oameni? Da? Credeți asta? Unii pe bârne, alții pe scânduri, alții cum au putut. Toți au scăpat. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care împlinește ceea ce vorbește. Ultima dată când am fost în Uganda, de data aceasta am zburat prin Rwanda, este mai aproape. Până am făcut noi toate formalitățile, eram 5 mașini, 5 sau 6 mașini, cred că 5 mașini microbuze, cu bagaje, cu oameni. La noi în mașină, cred că era Naomi, mai erau două fete, era soția mea, era Rares și Cristina. Și la un moment dat, trecând printr-o localitate foarte aglomerată, se înserase, noi erau becuri pe stradă, erau foarte mulți oameni, un băiat care venea cu bicicleta, am aflat pe urmă, era orb de un ochi, mai avea un alt băiat pe bicicletă, a intrat în mașina noastră. S-a izbit de mașina noastră. A sunat odată tare, sigur, șoferul a tras pe dreapta, șoferul era un ugandez. Nu exagerez, în 3 minute, 60-70 de oameni, tineri în special, au înconjurat mașinile noastre. Nu știam limbă, era noapte, nu știam ce se întâmplă. Aproximativ o oră am stat acolo în mașină fără să știm ce se întâmplă. Bineînțeles, ne-am rugat. Veneau mereu la geamuri, vorbeau foarte tare, erau gălăgioși. Eram fără telefon, fără semnal, fără nimic. Doar ne rugam. Și una dintre fete care era cu noi a spus așa, va fi bine. Nu știam ce s-a întâmplat. Nu știam, l-a călcat cu mașina, nu știam nimic. Una dintre fete a spus, va fi bine. Înainte să plec din Italia, biserica s-a rugat pentru călătoria noastră. Și Domnul a vorbit că vor fi anumite încercări,
dar Domnul ne va da biruință. Oameni buni, o oră a durat, nu vă spun cu ce tensiune am trăit, dar ne-am ancorat în ceva, într-un mesaj pe care l-a spus Dumnezeu în Italia despre călătoria noastră. Sigur că s-au dus, au căutat, n-a venit poliția, au căutat pe șeful satului, cum este acolo, l-au găsit, au găsit copilul care fugise și se lovise doar la o mână, au dus pe mama copilului, s-au înțeles în final cu niște bani și am putut să plecăm mai departe. Dar a fost o oră, Rareș își aduce bine aminte și Naomi și cei care au fost acolo, a fost o oră de stres, de tensiune, de rugăciune. Dacă ne-am ancorat în ceva, ne-am ancorat pe ce a spus Dumnezeu, va fi încercări, dar în final va fi bine. Slăvit să fie Domnul! Mesajele pe care le transmitem din partea lui Dumnezeu și care îi învățăm pe alții că le-a spus Dumnezeu, acele mesaje se împlinesc. Și suntem aici să spunem slăvit să fie Domnul. Ce a înțeles Isaia, oameni buni? Și ce au înțeles cei de pe vremea lui Isaia când au citit capitolul 53? Era o aberație. Era nimic de înțeles, era fără nicio direcție. Ce puteai să înțelegi din ceea ce el a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să-i atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit când întorceai față de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totul de suferințe noastre le-a purtat și durerile noastre le-a dat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu, lovit și zmerit. Ce au înțeles cei de pe vremea lui? N-au înțeles nimic. Pedeapsa care îi dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Ce au înțeles? N-au înțeles nimic. Dar acum noi înțelegem și spunem slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul! Era vorba despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Era vorba că peste 750 de ani după, de la profeția aceea, de la momentul acela aproximativ, a venit Fiul lui Dumnezeu în lume, a făurit mântuirea noastră, a zidit biserica lui. Noi eram ca niște oi rătăcite, ca o turmă fără păstor. Hristos ne-a dus împreună, Hristos ne-a dus în casa lui. Suntem copii al lui Dumnezeu, suntem răscumpărați ai Domnului. Astăzi stăm la cina Domnului și avem perspectiva vieții veșnice. Domnul este prezent cu noi în adunare, Duhul Sfânt este prezent cu noi în adunare, Domnul zidește biserica lui, Hristos este prezent în locul acesta și strigăm din toată inima, mărit să fie Domnul. De ce? Pentru că ceea ce învață oamenii lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, se împlinește. Peste zeci de ani, peste sute de ani, uneori peste mii de ani, Hristos se întoarce să-și ia biserica. Hristos se întoarce să-și ia biserica. Acestea nu sunt povești, oameni buni. Aceasta este o realitate. Hristos se întoarce să-și ia biserică. Și în această zi, una dintre marile bucurii pe care le avem că stăm la masa Domnului este că avem perspectiva vieții veșnice. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, zice stare. Are viață veșnică. Măriți să fie Domnul. Sau e o utopie, oameni buni. Și asta nu e o poveste. Aceasta este o realitate. Are viață veșnică. Și a continuat Domnul spune, și eu îl voi via în ziua de apoi. Nu-i mult și vine Iisus. Nu-i mult și va auzi strigare, iată mirile ieșiți în întâmpinare. Nu-i mult și vor deschide morbintele. Nu-i mult și vor învia cei morți în Hristos. Nu-i mult și vor fi răpiți. Nu-i mult și vom întâlnea pe Domnul în văzduh și vom fi totdeauna cu Domnul. Aceasta este nădejde, aceasta este credință. Pe aceasta ne ancorăm și în asta credem din toată inima. Când învățăm ceea ce primim de la Domnul, în al treilea rând, biserica rămâne zidită și nu dărâmată. Ați auzit mesaje care v-au dărâmat? Da? Păi câte mesaje pe vremea pandemiei, că și pe mine mă sunau frați, surori, nu mai știm ce să mai credem. Și mereu am spus de la învonul acestei biserici, fie cu 7 oameni, fie cu 10, fie în curte, am spus, nu vă temeți,
Nu vă luați după povești. Cu noi este Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu. El nu a pierdut niciodată nicio bătălie. Nu o va pierde nici pe aceea și n-a pierdut-o. El a rămas biruitor. El a rămas pe scaunul de domnie. El va continua să rămână pe scaunul de domnie. Și aceasta înseamnă suntem întăriți, suntem încurajați. Mesajele care ne descurajează nu sunt de la Domnul. Mesajele care te dărâmă nu sunt de la Domnul. Chiar dacă sunt vremuri grele. Uitați-vă în Isaia capitolul 43. Domnul nu protejează. Domnul transmite mesaje de nenorocire și spune în versetul 1 și 2. Dacă vei trece prin ape. Da, vei trece prin ape. Dar, continuă, eu voi fi cu tine. Se mesaj de încurajare, că așa transmite Dumnezeu. Da, vor fi încercări, da, vor veni necazuri, da, vor veni zile grele, da, vor veni frământări, da. Dar Domnul va fi cu noi. Dar Dumnezeu va rămâne cu biserica Lui. Slăvit să fie Domnul! M-am spus, recent a fost în America și a fost o lucrare prin fratele Bâlici în luna aceea, că va fi o perioadă grea, va fi o frământare grea în toată lumea, dar pe ai mei îi voi păzi. Ai mei vor avea pace, ai mei vor fi protejați. De ce? Pentru că mesajele de la Dumnezeu pe ai lui îi încurajează, îi tărez. Vor trece prin ape, vor trece prin foc, dar focul nu vă va arde, ci eu voi fi cu voi. Uneori focul este puternic, uneori este încins, dar mai mare decât focul este Dumnezeu. Mai mare decât focul este Iisus Hristos. Mai mare decât încercarea dumneata este Fiul lui Dumnezeu. Mai mare decât depresia ta, decât neliniștea ta, decât apăsarea ta, decât cancerul din viața ta, este Iisus Hristos. Și noi spunem în această zi, slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Și mesajele pe care Domnul le transmite, nu dărâmă, zidesc biserica! Și toți cei care au pretenții că transmit mesaje din partea lui Dumnezeu și dărâmă, nu-s de la Dumnezeu! Și la Biblie am citit, nu vă temeți de ei, nu vă temeți! Pentru că cu noi este Domnul! Pentru că de partea noastră este Domnul! Pentru că Dumnezeu este atotputernic și strigăm din toată inima, slăvit să fie numele Lui! Nu odată, de 7 ori în turbarea și în mânia împăratului s-a încins cuptorul. De 7 ori. Și fiind atât de supărat, a zis, am să văd eu care-i Dumnezeul care va scoate din mâna mea. Nu știa că mâna lui este o mână de om și că peste mâna lui este o mână de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și când s-a apropiat să vadă cenușa celor trei, a văzut cenușă? Da? Și ce a văzut? Ce mă rog în această seară, în această zi să-ți deschidă Domnul ochii să vezi dumneata. Să-L vezi întotdeauna pe cel de-al patrulea. Tu nu ești singur niciodată. Tu nu ești singur niciodată. Chiar dacă diavolul spune, ai rămas singur, nu mai ai nicio perspectivă. Tu nu ești singur niciodată. Eu nu sunt singur niciodată. Noi nu suntem singuri niciodată. Domnul este totdeauna cu noi. Și îmi place mereu să amintesc cântarea aceea veche. Tu nu pleci niciodată de la mine. Și nicio clipă? Nicio clipă. Singur? Nu mă lași. Uneori soția nu-i cu mine. Uneori copiii nu sunt cu mine. Uneori biserica nu este cu mine. Uneori frații nu sunt cu mine. Dar mereu este Domnul cu mine. Dar mereu este Dumnezeu cu dumneavoastră. Slăvit să fie El. Slăvit să fie El. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel din tâi la cel din urmă pas. Și când s-a apropiat să vadă cenușa celor trei, n-a văzut cenușă, a văzut altceva. În loc de 3 a văzut 4. Și marele împărat își pierde și memoria, nu mai știe cât s-a aruncat în cuptor, 3 sau 4. Și întreabă pe sfetici, bă, oameni buni, lăburiți-vă voi, descurcați-vă voi, am intrat în mare încurcătură. Cât s-a aruncat în cuptor? 3 împărat. Dar cum se face că în cuptor eu văd 4. Și cel de-al patrulea este special, pentru că el a rămas special. El este cel care a construit, el este cel care a zidit, el este cel care este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și strigăm în această zi la Betania, slăvit să fie numele Lui, să-ți deschidă Domnul ochii spirituali, în frământarea ta, în problema ta, în situația ta, să știi că Domnul este lângă tine. Să știi că Domnul este acolo. Și cel de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu, că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, este cu adevărat Iisus Hristos care zidește biserica Lui, care este prezent în adunare. Mesajele lui Dumnezeu nu dărâmă,
Nu? Când Pavel, și lui Pavel i s-a spus, brâul acesta a cărui bărbat este, va trece prin încercări, va fi la Ierusalim. Nu l-a descurajat pe Pavel. Pavel s-a uitat la frate și a zis, nu încercați să mumuiați inima. Eu sunt gata să mor la Ierusalim. Pentru Domnul. Asta pe mine mă descurajează. Și când scrie lui Timotei, se pare că ultima scrisoare din închisoarea Mamertină, undeva în 2 Timotei, capitolul 4, la final spune, toți m-au părăsit, dar continua spunând, dar Domnul a stat lângă mine. De ce? Pentru că Domnul rămâne lângă tine. Pentru că Domnul rămâne lângă dumneata. Pentru că Domnul rămâne lângă tine. Pentru că Domnul rămâne lângă noi. Slăvit să fie numele Lui. El rămâne credincios promisiunilor sale și mesajele Domnului nu sunt dezamăgitoare, nu sunt cele care dărâmă. Mesajele Domnului sunt cele care încurajează. Și în orice situație, noi trecem peste valuri, trecem peste probleme, că Domnul este cu noi. Mărit să fie Domnul. De aceea mă rog din toată inima să vă binecuvinteze Domnul. Să ne întărească Domnul pe fiecare dintre noi. Să avem, frați și surori, mesaje din partea lui Dumnezeu. Dacă scrieți mesaje, rugați-vă Domnului să vă dea mesaje de la El. Dacă transmiteți mesaje într-un fel sau altul, transmiteți ceea ce Domnul v-a învățat. Și bazați-vă pe ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că mesajele lui Dumnezeu le împlinește Dumnezeu. Veghează El să le împlinească. Și mesajele lui Dumnezeu sunt cele care aduc încurajare, cele care aduc zidire și cele care nu dărâmă, sunt cele care ridică. Și în această zi, Domnul este prezent în adunare. Ai venit apăsat, ai venit dărâmat, ai venit lovit de valuri, de vânturi. Vreau ca Domnul să te prindă de mână. Chiar dacă nu e obiceiul acesta, vreau să facem chiar acum o rugăciune. Haideți să ne ridicăm. Și simt din toată inima că Domnul vrea să ridice stări în această zi. Și cred din toată inima că Domnul vrea să vindece suflete în această zi. Și cred din toată inima că Domnul vrea să vindece trupuri bolnave în această zi. Și cred din toată inima că Domnul vrea să dea nouă perspectivă în această zi. Slăviți să fie numele Lui. De aceea haideți să intrăm în această rugăciune din toată inima, cu frații, cu surorile, cu biserica, să mustre Domnul orice duh obraznic, orice neliniște, orice apăsare, orice panică, orice depresie, orice boală de cancer, orice boală de neputință, orice amenințare din partea diavolului, să o mustre Domnul. Și în această zi Dumnezeu să aducă vindecare la Betania. Și în această zi Duhul Sfânt care e prezent în adunare să aducă ridicare, să aducă biruință, să ridice starea noastră a fiecăruia și Domnul să ne pună la o stare după voia Lui, să ne putem apropia de trupul și de sângele Domnului și din Domnul să iasă o putere în această zi și să vindece sufletele și trupurile și să aducă biruință și să aducă bucuria mântuirii. Cu toții ne rugăm.